Deci mulțumesc tuturor colegilor de la Liceul Alexandru Naută și Edicieni pentru implicare în desfășurarea acestui proiect cu participare națională. Domnul maestru Alecu Iman Ghileanu este prezent aici din motive obiective. Deși are vârsta de 88 de ani, o vârstă venerabilă, lucrează la un proiect cu editură din Franța, este în plină activitate la București, ne-a transmis gândurile lui de bine pentru noi, ne-a mulțumit pentru această manifestare culturală frumoasă. Și o să-mi dați voie să vă prezint două cărți pe care tocmai le-a scos la editura Limes din București. E vorba de cartea Nu suntem singuri pe cărare și un album prefațat de profesor dr. Grigore Popescu Arbore, Alecu Iman Ghilea. Vorbesc aici de picturile lui, fotografiate și puse într-o carte. Această lucrare se va găsi la biblioteca școlii noastre. Voi citi din această carte Nu suntem singuri pe cărare notița bio-bibliografică făcută de editorul Mircea Penteanu. Pe numele său real, Alexandru Ivan, artistul a studiat la Academia de Belart din Iași în perioada 1948-1950, urmând apoi cursurile Institutului de Arte Plastice din București în perioada 1950-1953. A lucrat ca redactor la Contemporanul, Gazeta Literară, Luminița, ca redactor șef. A condus între 1967 și 1969 redacția de scenarii a Studioului Cinematografic din București. A scris peste 30 de cărți, fiind premiat de Academia Română pentru romanul Cuscri în anul 1958. A fost recompensat cu două premii ale Asociației Scriitorilor din București pentru romanele Requiem pentru cei vii în 1972 și Dragostea câinelui de pază în 1978. A primit Premiul Național de Proză Mihai Eminescu. Autor a peste 60 de cărți. Două dintre ele au apărut la editura Limes, vorbim de Alexandru cel Mic și nepotul Marelui Rabin, în 2010, și Manifest împotriva uitării, în 2015. Și a înturbat sute de tablouri de toate genurile, de la compoziție natură statică, la portret, flori și peisaj. A fost distins cu Special Book Award, acordat de Literat 21 din Washington. A primit Marele Trofeu și Marele Premiu, acordate de Asociația pentru Pacea Religiilor din România. A fost de două ori decorat cu meritul cultural în grad de cavaler, odată ca scriitor, a doua oară ca pictor. Are diploma de excelență pentru întreaga activitate depusă în slujba filmului românesc. Fiind unul dintre studenții favoriți ai profesorului Corneliu Baba, a purtat strălucirea artei maestrului său în toată lumea, impunându-și propria sa personalitate și stil diversificat de la expoziție la expoziție. De la prima personală în 1980, marcând aniversarea vârstei de 50 de ani, care i-a deschis drumul spre America, artistul și-a urmat vocația și destinul prin numeroase expoziții în țară și în străinătate. București, Cluj, Iași, Botoșani, Dolohoi, Giurgiu, Alexandria, Cairo, Moscova, Varșovia, Roma, Veneția, New York, Las Vegas, Oregon, Miami, etc. Tablourile lui sunt expuse în Muzeul de Artă din Râmnicu Vâlcea, în galeria specială dedicată artistului din incinta modernei clădiri a Bibliotecii Județene Antim Ivirean. Câteva tablouri figurează în Galeria de Artă a Universității Yeshiva din New York și în colecții particulare din România, Japonia, Italia, Polonia, etc. În palmaresul său, ca noutate, se mai înscrie o expoziție NATO picasiană deschisă la sediul central NATO din Bruxelles. Și o mare retrospectivă, vorbim de 200 de tablouri, ocupând în întregime sala Brâncuș din Parlamentul României.
Expoziția constituie o reîntoarcere fericită la lirismul polonistic din epoca Ocetiei, aflată sub influența maestrilor Corneliu Baba și Nicolae Toniță. Astea câteva lucruri despre maestru Alefu Ivan Ghida. Sunt persoane care au venit pentru prima dată la o festivitate de premiere a acestui concurs și am ținut neapărat să se știe cine este această mare personalitate care dă numele unui concurs și unei școli. Vorbesc de școala gimnazială Alefu Ivan Ghida, satul în care s-a născut dumneavoastră. Maestre, aplauze! O să dau cuvântul domnului inspector. Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru invitație organizatorilor. M-am fi pentru a treia oară aici. Deja încerc să mă obișnuiesc. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani apreciază cursul de la timp organizarea acestui concurs, pentru că promovează tinerii talentați, creație literară și pictură. Felicitări tuturor participanților, laude câștigătorilor, felicitări profesorilor care au pregătit. Aștept să-i văd pe câștigători și să-i aplaud și am trecut m-am laudat și a trebuit să plec. Acum am închis telefon, rămâne. Asta ar fi tot. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc pentru invitație să participi la această manifestare și îmi dau seama că am ajuns la 8-a ediție a acestui concurs național de creație literară. Suntem bucuroși că mai vedem în zilele noastre tineri care își apleacă, cum se spune, gândul deasupra unei creații literare și care, peste câțiva ani, poate vor ajunge cu volume în pieraturi de major bibliotecă. În pe plan local, pot să vă anunț că între primăria și liceu și liceul Alexandru Răbuță este o strânsă colaborare de ajutare și loc în toate problemele care se iubesc. Iar în momentul de față, voi și eu mult succes tuturor celor care au participat la acest concurs și fericit câștigători. Mulțumesc, Aică! Mulțumim, domnul viceprimar, și mulțumim o locuților care ne-au sprijinit. Și sperăm că în următoarea ediție să ne găzduiască în Căminul Cultural pe care promit să construiască, ca să fie plăcut de spațiul curățător și să găsiți o sală acolo în care maestru are inevanghilea să-și aducă lucrările ca să ne vedem pe viu. O locă pe produsul pe mulțumesc. O să mulțumesc în mod special Primăriei Comunei Șenicen pentru sprijinul pe care ne-l acordă. Mulțumim și domnului primar, care din motive obiective nu este prezent aici. Mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru școala din Comuna Șenice. Dau cuvântul doamnei profesoare Focari, a să ne spună câteva cuvinte, dumneavoastră fiind membru al jurului. Anul